Zeci de persoane cu rubeolă în județul Mureș. Până în acest moment au fost confirmate peste 40 de cazuri. Cei mai afectați sunt copiii și adolescenții, dar nici adulții nu sunt ocoliți. De asemenea, și în Reghin au fost semnalate simptome ale acestei boli, iar câteva persoane se află deja sub tratament. Chiar dacă numărul îmbolnăvirilor este de câteva ori mai mare decât în anii trecuți, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Mureș susțin că nu este vorba despre o epidemie. Pentru a preveni totuși o astfel de boală, medicii ne recomandă să evităm locurile aglomerate, iar la primele semne să ne prezentăm la doctor.